Pe data de 25 august, în municipiul Câmpina, a început lucrarea de realizare a unui sens giratoriu la intersecția dintre Calea Dacia și Bulevardul Nicolae Bălcescu. Cu toate că în zona respectivă ar fi trebuit să fie șantier o perioadă îndelungată, lucrările s-au terminat mult mai repede. Sensul giratoriu de la intrarea în municipiul Câmpina este gata, cu toate că această lucrare trebuia să încheie abia peste 3 luni. Iată că muncitorii au lucrat intens și acesta este gata după numai 3 săptămâni. Cetățenii însă au observat și faptul că administrația locală nu a venit cu nicio idee nouă în ceea ce privește designul sensului giratoriu. În mijlocul acestuia se poate observa un stâlp asemănător celui existent la sensul giratoriu din zona Fibec. Pentru a veni în sprijinul aleșilor locali, câmpinenii le-au furnizat și câteva idei, mai ales că în alte orașe vecine aceste giratorii arată cu adevărat spectaculos. La noi, la români, designurile sunt lipse toate. Să bagă stâlpi și sensul giratorii, atât și să facem altceva nimic mai bun. O fântână care să arate frumos, o statuie, ceva cu o persoană care a decedat în numele altor persoane sau a luptat, a fost, cum să mă exprim, atât de atras de pacea României. A luptat în 89, a luptat în război, eroi, mă refer la eroi care trebuia să apară aici. Un stâlp în numele eroilor, Aurel Vlaicu, chiar dacă e la Bănești, nu considera că și Câmpina putea, sau am văzut că avem muzee frumoase care putea să pună măcar o statuie cu reprezentantul muzeului. Ar fi fost frumos să fie o fântână arteziană foarte frumoasă, cu apă, cu lumini, sau eventual o statuie să reprezinte pe cineva din Câmpina, de aici, un foarte bun pictor sau, mă rog. Cui nu i-ar place ceva mai frumos? Cred că toată lumea vrea ceva mai frumos și mai pentru unii stai, unii locuiești. Totodată, șoferii care ajung în sensul giratoriu de la intrarea în municipiu trebuie să urmărească cu atenție semnele de circulație.